Rămașcanii care își parchează autoturismele pe spațiul verde vor intra cât de curând în atenția autorităților locale, care nu le vor mai permite abuzul. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că a primit din partea unor rămașcani cerere pentru a-și parca mașinile lângă bloc pe spațiul verde. Edilul spune că nu este de acord cu astfel de propuneri. Avem și solicitarea unor cetățeni care zic să produim spațiu verde, uitați, ca să tragă mașinile așa. Ei, vă spun că cu lucrul acesta nu pot fi de acord. Adică unde putem, facem parcări, facem alei, ați văzut, dar nici nu putem să facem numai parcări și numai alei și chiar aici o să luăm și măsuri, dacă o spațiu verde, uite spațiu bun și frumos, oamenii unde se poate ieși, să respire, tragem mașinile dubile și să ne batem joc de spațiu verde. Nu cred că e corect așa, da? Este alei, nu trebuie să intrăm cu mașina până în geamul blocului, nu mi se pare corect acest lucru și de aceea am și dispus să se ia măsuri. De altfel, regulamentul de gospodărire a municipiului prevede amenzi pentru cei care distrug spațiul verde, sancțiunile fiind aplicate de polițiștii locali, indiferent că este vorba de parcarea autoturismelor sau alte fapte care pot duce la deteriorarea gazonului.